Vrei să afli în câteva minute esența ce s-a prezentat aseară în evenimentul de lansare iPhone 15 și Apple Watch Series 9? Ei bine, urmărește acest video până la capăt și îți voi transmite părerile mele. Sunt Gabriel Ursan și astăzi vom vorbi un pic despre noul Apple Watch și noile modele de iPhone 15 care apar în toamna anului 2023. Să începem cu începutul. Cei de la Apple au deschis cu o poveste foarte interesantă legată de persoanele cărora produsele lor le-au salvat viața. Fie că vorbim aici de funcția Crash Detection, care se regăsește pe iPhone 14 și Apple Watch-urile lansate anul trecut, fie că vorbim despre notificarea de ritm regulat al inimii, care se găsește pe majoritatea Apple Watch-urilor din ultima perioadă. Mi-a plăcut că au povestit exact cum funcțiile acestea sunt cu adevărat utilizate și salvează vieți. 2. Evenimentul a început cu prezentarea noului Apple Watch 9, care noul Apple Watch 9 are un procesor nou, mult mai puternic și esența lui este următoarea. Au introdus o chestie care, din punctul meu de vedere, mi se pare inovativă, treaba cu gestul pe care îl faci din mână. Adică uneori poți să ai mâinile ocupate, că îți cari bebelușul în brațe, că îți plimbi câinele, că ai o cană de cafea în mână, că gătești cu o mână și cu cealaltă ai ceasul și așa mai departe și te sună cineva sau este o alarmă pe care vrei să o pornești. Sunt o grămadă de alte utilizări. Ei bine, ei au inventat gestul ăsta cu ceasul la mână, la el la mână, în momentul în care apeși așa, double tap, va funcționa Apple Watch-ul ca și cum ai da de rotița respectivă. Din punctul meu de vedere, dacă chiar și va funcționa chestia asta și va detecta cu precizie când fac eu double tap și nu va lua aiurea când fac eu din mână sau va interpreta alte gesturi, dacă va funcționa cu adevărat treaba asta, va fi un game changer, cel puțin în lumea watch-urilor, smart watch-urilor. Din punct de vedere ecran, Apple Watch seria 9 este mai bun decât vechea serie prin luminozitatea ecranului. Mai exact, Apple Watch seria 9 are aceeași luminozitate ca la Apple Watch Ultra 1, adică versiunea de anul trecut, 2000 de niți. În ceea ce privește Apple Watch Ultra 2, nu m-a dat pe spate, eu sunt deja posesor de Ultra 1, rămân posesor de Ultra 1, mai vedem la anul sau peste 2 ani ce mai scot la gama Ultra. La gama Ultra 2, Apple Watch Ultra 2 a fost lansat, prezentat aseară. Din punctul meu de vedere, nu are decât un nou watch face și un ecran mult mai luminos, de 3000 de niți. Mare lucru, din punctul meu de vedere, nu este. Dacă nu ai deja un Ultra și te gândeai la treaba asta, clar, ai să-ți iei Apple Watch Ultra 2 anul acesta sau anul viitor. Dar dacă ai deja Apple Watch Ultra 1, nici nu se pune problema neapărat să-ți iei Ultra 2, decât dacă ești un fan foarte, foarte disperat, ca să spun așa. Ce mi-a plăcut, în schimb, foarte mult la ei, și asta ca și capitol separat, este faptul că ei cu adevărat se dedică misiunii lor de a avea produse carbon neutral și de a fi carbon neutral până în anul 2023. Și dacă ei s-au concentrat undeva la câteva minute bune din toată prezentarea asta, 10% a fost despre partea asta de carbon neutral și despre protejarea mediului și responsabilitatea față de mediu, ei bine, înseamnă că este ceva foarte important și ei da, cred în asta, dar cred că companiile care concurează cu Apple, dacă nu vor face și ele mișcări de genul acesta, vor pierde în fața Apple, pentru că da, poate în momentul de față o să ziceți, băi, sunt mulți țărani care nu cred în treaba asta cu încălzirea globală, nu cred în povestea asta cu carbon neutral că, și așa mai departe, dar sunt foarte mulți care cred și din ce în ce mai mulți care cred în subiectul ăsta și pe care îi vei pierde de client dacă afacerea ta nu este prietenoasă cu mediul. Și aici nu vorbim doar despre producerea de telefoane mobile sau alte chestii. Cred că în final orice afacere va trebui să demonstreze responsabilitate față de mediu înainte ca autoritățile să o ceară, dacă își dorește clienți și mai ales dacă își dorește clienți din generația nouă. Vă invit să căutați pe YouTube și să vedeți filmulețul cu Mama Natură care a fost în prezentarea Apple. Genial a fost făcut, exact ca un film artistic, pur și simplu foarte, foarte bun. Din punctul meu de vedere a fost cel mai tare element din toată prezentarea Apple de pe 12 septembrie 2023. Mergem mai departe la iPhone și cu asta încheiem. Noile iPhone sunt iPhone 15 simple, adică iPhone 15 simplu și iPhone 15 Plus, și mai există iPhone 15 Pro și iPhone 15
15 Pro Max. Nimic surprinzător aici, toată lumea s-a așteptat la aceste telefoane. Toate noile iPhone-uri au mufă USB-C pentru că îi obligă Uniunea Europeană. Ei bine, ei puteau să pună mult mai demult această mufă USB-C. Se zice că mufa Lightning este mai bună. Aici este o polemică între fani, utilizatori. Nu are legătură să stăm acum prea mult pe subiect. Cert este că Uniunea Europeană a spus, bă, toate dispozitivele gen telefoane, tablete, au un anumit termen să aibă mufă USB-C ca să reducem poluarea, să nu mai trebuiască să ai telefonul și cablu, ci un singur cablu să poată să-ți încarce toate telefoanele și dispozitivele. Și pentru că oricum le impunea Uniunea Europeană treaba asta, au făcut și chestia asta, îmbunătățirea aceasta. Deci noile iPhone-uri de acum nu vor mai putea fi încărcate cu cablurile Lightning pe care le aveți, ci vor fi încărcate cu cablurile USB-C sau cablurile, cum știți, probabil de la prietenii voștri cu Android, care le foloseau bine mersi ei fără niciun fel de problemă. Acum rămâne de văzut ce fel se vor uza în timp aceste mufe USB-C, pentru că recunosc că eu nu am folosit foarte multe. La MacBook am avut USB-C și a mers foarte bine, a fost foarte ok. Dar hai să vedem că la telefon le foim mai des, să vedem dacă se strică în timp. Nu știu, eventual lăsați-mi un comentariu cei care folosiți de câțiva ani de zile mufa USB-C la un telefon mobil, dacă ați avut probleme. Părerea mea este că nu sunt mari probleme și că va fi o mufă foarte bună. Gata, cu mufa am rezolvat mitul ăsta. Ei bine, noile iPhone 15 simple, adică alea mai ieftine pentru versiunea civilă, ca să spun așa, au procesorul de pe iPhone 14 Pro, adică iPhone-ul lansat anul trecut, ceea ce le face foarte puternice. De asemenea, au introdus și acel Magic Island, adică chestia aia de sus, în loc de notch-ul de la iPhone, de unde este camera video frontală, au introdus acolo acel Magic Island, acea animație care se mișcă și este foarte utilă, pe care până anul trecut o vedeam doar pe iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max. Ceea ce înseamnă că toată lumea se va bucura de anul acesta de acest Magic Island. Nu mi-a plăcut că nu au discutat nimic deosebit despre subiectul numit baterie. Adică bateria nu înseamnă că ține neapărat mai mult și asta este un pic mai neplăcut. Adică dacă anul trecut am mai povestit un alta despre baterie, anul acesta all day long battery, 18 ore în continuu, adică nu au făcut focus ca anul trecut, de exemplu la iPhone 14 Plus, cum au spus, că e un iPhone la care ține bateria foarte, foarte mult și se diferențiază față de alte telefoane. Ok, altceva, trecem la iPhone 15 Pro. Versiunile Pro vor fi versiunile cele mai scumpe. Noutatea absolută la versiunile de iPhone 15 Pro este că sunt fabricate din titan. Nu mai sunt fabricate din aluminiu cu sticlă, ci la exterior sunt fabricate din titan și la interior au anumite aliaje de aluminiu. Partea interesantă este că, da, titanul este un material mult mai dur, mult mai rezistent, dar și mult mai scump. Urmează să vedem cât vor costa aceste noi iPhone 15 Pro în România. Mult mai rezistente la zgârieturi, mult mai rezistente în timp, din punct de vedere carcasă, na, titanul este un material mult mai bun și punct. Mai multe nu sunt de discutat pe subiectul ăsta, de altfel cred că o să arate și foarte bine, o să fie mult mai mișto la atingere și așa mai departe, adică sentimentul va fi unul și mai premium. O altă schimbare este că la iPhone de ani de zile, încă de la primul iPhone, dacă nu mă înșel, există pe lateral stânga sus un buton de silent, un buton în care tu comuți de pe iPhone-ul tău foarte rapid, de pe silent pe normal și invers. Ei bine, la iPhone 15 Pro și Pro Max au schimbat acel buton, este un buton simplu, nu mai este un comutator și acel buton simplu, dacă îl apeși lung, face exact același lucru, adică îți pune iPhone-ul pe silent sau ți-l scoate de pe silent, dar la fel ca la Apple Watch Ultra, este un buton programabil, adică tu poți să îl programezi să facă și alte funcții, ceea ce înseamnă că o să-ți facă iPhone-ul mult mai versatil și apeși pe el și poți să pornești un cronometru, poți să pornești, nu știu, un voice memo, poți să pornești cam camera foto, video, etc., ceea ce dorești tu să pornești. iPhone 15, atât simplu cât și Pro, au camere foto-video mult mai bune. Aici pasionații de fotografie vor ști să analizeze mai multe detalii ale acestor camere foto noi. Iar iPhone 15 Pro Max, adică versiunea mare, are un obiectiv telefoto foarte fain și camerele foto-video cele mai bune. Iar acela va fi și cel mai scump iPhone, probabil undeva la $1,300 în Statele Unite, probabil pe la vreo $2,000 echivalentul în România, cu tot cu taxele
și impozitele și TVA-ul și importurile de la noi, știi că la noi în Europa ajung mai scumpe. Dar asta este, ne adaptăm, știm deja, ne-am obișnuit cu povestea și nu avem ce să facem. Un alt aspect important la iPhone 15 Pro este partea de gaming. Ei se concentrează foarte mult pe partea de jocuri și ei consideră că iPhone 15 Pro va fi un game changer în partea de jocuri și cu adevărat au prezentat câteva jocuri foarte faine pe care ei le vor migra, sau mă rog, producătorii jocurilor respective le vor migra pentru iPhone. Sunt jocuri precum Silent Hill sau Assassin's Creed care vor fi aduse ca versiune de consolă pe telefon, nu ca versiune adaptată pentru telefon. Adică deja puterea telefoanelor ăstora ajunge atât de mare încât se pot juca jocuri foarte, foarte puternice. Și cine știe, o să fie campionate de jocuri pe telefon, o să fie bănuiesc că sunt oricum deja, dar o să crească amploarea lor. În schimb, ei se adresează foarte mult cu acest iPhone 15 Pro și gamerilor. Ține mai mult bateria în timpul jocurilor, grafica este mult mai bună, totul se mișcă mult mai rapid și e clar, dacă vă interesează subiectul ăsta, puteți afla mai multe. Bun, cam atât aș putea spune și ca și concluzie, acea inovație cu degetul Double Tap în aer de la ceas mi se pare una dintre cele mai importante inovații prezentate acum, faptul că e carcasa din titan, faptul că la iPhone 15 Pro ai butonul acela nou care după ani de zile s-a schimbat în sfârșit chestia aia și va fi o noutate și cam asta ar fi. Ca și concluzie, ar trebui să schimb iPhone-ul pe care l-am cu unul nou sau nu, acum depinde foarte mult cât de fan ești și ce nevoie ai. Dacă, din punctul meu de vedere și e strict părerea mea, dacă iPhone 13 sau 14 sau iPhone 13 Pro sau iPhone 14 Pro, părerea mea este că nu merită neapărat anul acesta să investești bani în noul model de iPhone 15. Dar dacă ai un iPhone de la 12 sau 12 Pro în jos, poate hai să zicem că te poți gândi să-ți iei noul iPhone 15 dacă ai buget și dacă simți o nevoie reală în utilizarea ta zilnică să faci chestia asta. Mulțumesc pentru atenție, sper că am atins punctele esențiale, sunt Gabriel Ursan și dacă ți-a plăcut acest video, te invit să-i dai un like, să-mi lași un comentariu cu orice trece prin cap și dacă nu ești abonat încă la canalul meu de YouTube, să o faci. Te salut, toate cele bune, pa, pa!